Ziua pomenirii Sfintei Mare Mucenițe Varvara, ocrotitoarea minerilor, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a aflat în capela minei de sare, Cacica, din județul Suceava, cu prilejul hramului. Ierarhul a săvârșit sfânta și dumnezeiasca liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la 29 de metri adâncime, în capela Sfânta Varvara, care a fost prima cameră de exploatare a sării, fiind amenajată la începutul anului 1803. Amvonul, altarul și crucea aflată în interiorul acesteia sunt sculptate manual în sare. În anul 1904, cu ocazia sfințirii Bazilicii Catolice de la suprafață, s-a binecuvântat și capela Sfânta Varvara. Anual, pe 4 decembrie, preoții celor trei confesiuni prezente în localitate, ortodoxă, romano-catolică și greco-catolică, înalță rugăciuni protectoarei minerilor, Sfintei Varvara, a cărei icoană se află pe peretele sudic al capelei, fiind încastrată în blocuri de sare. Răspunsurile liturgice au fost date de această dată de membrii corului academic bizantion din Iași. La final, părintele Constantin Juravle, de la parohia Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava din Cacica, i-a mulțumit în preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare, preasfințitului părinte Damaschin Dorneanul pentru vizita arhierească, soborului slujitor, corului și tuturor celor prezenți. În semn de recunoștință, preasfinția sa a primit în dar o icoană cu chipul Sfintei Mari Mucenițe Varvara. La eveniment au participat și autoritățile locale, în frunte cu primarul Petru Tudosă, dar și de la nivel național, prin deputatul Gervazen Longer, președinte al Uniunilor Polonezilor din România, dar și reprezentanți din conducerea Salinei, prin directorul Radu Dârțu. Acestea din afară pornesc din lăuntru,
să ne punem întrebări de felul acesta mai des. Și în încheiere ar vrea să vă citesc, iubiți credincioși, un fragment din prorocia lui Isaia, care tocmai acest pericol îl semnalizează și prin gura lui Domnul Hristos ceartă și mustră poporul. Și-ar dori ca aceste cuvinte să le luăm așa cu subiere, adică pe de-o parte că este la Dumnezeu, cuvinte de atenționare, de mustrare, dar în același timp, cuvinte care să ne responsabilizeze și să ne facă să plonjăm mai în adânc. Care toți suntem aici în mină. Adânc pe adânc caută și chiar. Cele ale Domnului adânci sunt și noi trebuie să ne pogorâm într-o cele dinăuntru și să ne nu ne mulțumim doar cu cele de deasupra, cu pudra de deasupra, cu zahărul vanilat de deasupra. Că dacă doar zahărul vanilat în locul degetul și mâncăm, nu putem să simțim gustul și savoarea prăjitului pe care noi am pregătit. Zice Domnul prin gura prorocului Isaia, ascultați cuvântul Domnului și luați aminte la învățătura Domnului. Ce-mi folosește mulțimea jertfelor voastre? M-am săturat de grăsimea vițeilor grași ce nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țape. Știți prea bine că vechiul legământ se aducea jertfe de animale, Domnului. Când veneați să le aduceți și ei de ceruse, nu mai cântați în curtea templului meu. O, ce cuvânt dur! Nu mai cântați în curtea templului meu. Nu mai aduceți daruri zadarnice, tămâierile îmi sunt dezgustătoare. Lunile noi, zilele de odihnă și adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însăși prăznuirea voastră este o nelegiuire. Urăsc lunile noi și sărbătorile voastre sunt pentru mine o povară. Ajunge. Când ridicați mâinile voastre către mine, eu mă întorc ochii aiurea. Și când înmulțiți rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge. Spălați-vă, curățiți-vă. Nu mai faceți rău înaintea ochilor mei. Să dea Domnul să nu auzim cuvinte de felul acesta atunci când ne înfățișăm înaintea Lui. Să ne spălăm, să ne curățim partea dinăuntru a vasului nostru, ca să fie frumos apoi și din afară. Că dumneavoastră ne spălați geamurile, nu le spălați doar pe din afară, ci le spălați și pe dinăuntru, ca lumina să intre frumos înăuntru și dumneavoastră și noi tot să vedem frumos dinăuntru în afară. Răzmirea noastră să nu fie pentru Domnul o povară, să se bucure de noi atunci când ne întâlnim înaintea Lui și să vadă că nu suntem niște oameni care doar facem niște gesturi lipsite de conținut, cum am spus, ci suntem oameni care umplem aceste gesturi, aceste lucrări ale noastre de credință, de smerenie, de cunoștință de Dumnezeu. Tămâierile noastre, cântările noastre, rugăciunile noastre, jertfa noastră, nu acum de voi, de țapi, de miei, ci jertfa noastră cea nesângeroasă, să fie bine primită înaintea Domnului. Și pentru aceasta să cere Maicul din adinsuri ajutorul celor care nu au trăit doar pentru cele din afară, ci s-au preocupat de cele dinăuntru, celor care și-au lucrat inima, pentru că inima o caută Domnul, dă-mi Fiule inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Acolo vreau eu să locuiesc. Nu în biserici frumoase mai decât. Eu acolo caut, acolo e templul meu cel nou. Acolo văd eu care e jertfa ta. Acolo văd eu care e rugăciunea ta. Acolo se aduce tămâierea ta pentru mine. Și cine și-a lucrat mai întâi inima și-a transformat-o în templu pentru Dumnezeu, dacă nu? Sfinți. De aceea ne cerem ajutorul lor, ca ei să mijlocească pentru noi și ei să ne învețe cum să nu fim doar oameni pentru în afară, ci să fim oameni care ne lucrăm inima noastră și această inimă, vă dăm lui Dumnezeu, a
astăzi cu atât mai mult pentru rugăciunile Sfintei Mare Mucenițe Barbara și ale Sfântului Cuvioschiu Adam Astin, ale tuturor rugăciuni, primească-le Domnul înaintea Jertfenicului Său, Cel Prea Înalt. Amin. Cap de mulțumire aducem în al Preasfințitului Părinte Calinii, Arhiepiscop al Sucevei și Gădăuților, care vine cuvântat cu dragoste să părintească prezența în mijlocul nostru a Preasfințitului Părinte de Amăstitor Neamul Episcop Unicat al Episcopiei Sucevei și Gădăuților. Mulțumim, Preasfinția voastră, pentru prezența și pentru dragostea cu care ne-ați înconjurat și ați slujit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie împreună cu noi. Prezența Preasfinției voastre pe jocul nostru este un moment de mare bucurie și emoție, un moment cu o încărcătură duhovnicească deosebită. Deoarece trăim în această localitate cu o multitudine de tradiții și date, împreună cu alte culte religioase, cu care Dumnezeu ne-a învrednicit să trăim în comuniune, în pace și în armonie. Nu putem exprima în cuvinte bucuria care ne-a făcut-o de a fi mijlocul nostru, mai ales în acest sat, ca cica, atât de bogat din punct de vedere cultural și religios. Mulțumim pentru cuvântul mântuitor și mânghietor al Preasfinției voastre, ce mângâie neîncetat sufletele noastre. Mulțumire aducem și Părintele Protopopesc Misionar Răzvan Căpulogean, de asemenea pentru prezența sa și pentru tot suportul și sprijinul pe care îl oferă, ori de câte ori avem nevoie, ca un adevărat părinte. Astăzi suntem foarte bucuroși să-l avem în localitatea noastră pe Preasfințitul Damaschin Dorneanu, împreună cu un sobor de preoți care au săvârșit o prea frumoasă liturghie în capela Sfânta Varvara din Mina Cacica. Cacica are un specific aparte. Aici trăiesc mai multe minorități, pe lângă români, polonezi, ucraineni, care împreună au construit o salină frumoasă, au construit o localitate frumoasă, dar mai presus de toate au construit un model exemplar de conviețuire interietnică și confesională. Dacă Cacica era renumită prin sărbătoarea Sfintei Marii, Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, când la sanctuarul catolic are loc pelerinajul prelejuit de această ocazie, iată că astăzi avem în rândul nostru și fețe bisericești ortodoxe, fețe bisericești care au săvârșit o frumoasă slujbă și ne-au adresat un frumos cuvânt la predica Părintele Damaschin Dorneanu. Ne bucurăm de prezența lui și sperăm să vină mai des în comuna Cacica și chiar alte fețe bisericești ortodoxe, cu alte evenimente sau chiar de Sfânta Barbara și în anii următori. Pentru comunitatea din Cacica este un eveniment special. Iată că astăzi, la această sfântă sărbătoare Varvara, aici la Mina Cacica, unde primii polonezi au venit aici în Bucovina să dea o mână de ajutor ca această mină să prindă contur și să scoată de aici sarea pentru tot ceea ce, așa cum a zis și înalt preasfinția sa, sarea schimbă gustul. Sigur că ne bucurăm foarte mult pentru prezența arhiepiscopului Damaschin astăzi aici la Cacica. Din câte știu eu, este primul înalt ierarh
care vine aici în mina Cacica și sigur că noi ne bucurăm foarte mult, dat fiind faptul că aici în Cacica trăim în comuniune mai multe minorități, mai multe confesiuni și iată că toți participăm la Sfânta Liturghie, iată că Sfânta Varvara ne unește pe toți aici în mina Cacica, așa cum de la început am și spus, au venit polonezi, ucraineni, români, au muncit aici în această mină și iată că noi trebuie să aducem mulțumire acestor oameni care s-au jertfit pentru noi aici în această mină și sigur că încă o dată mulțumiri și primarului de la Cacica și domnului director de aici, dar nu în ultimul rând părintelui Cristi Juravle care ne-a invitat și care a pregătit această sărbătoare frumoasă și sigur încă o dată mulțumim preasfințitului Dorneanu că a participat la această sfântă liturghie împreună cu noi. Referitor la ziua de 4 decembrie, Sfânta Varvara este operatoarea minerilor și a reușit să menținem această tradiție și să o reînviem cu sărbătoria acestei sfinte slujbe. La noi este o tradiție, mineri când coboară în suteran se roagă ca să nu fie probleme și când se întorc, mulțumesc sfinte pentru ziua petrecută fără probleme și fără accidente. Mulțumesc și eu preasfințitului Damaschin, este primul episcop ortodox care coboară în mina noastră și totodată vă invit pe dumneavoastră și toți credincioși să vină la slujbă și să viziteze mina turistică și traseul turistic la Cacica. Astăzi a avut loc o liturghie arherească în adâncuri, unde înalt preasfințitul Damaschin Dorneanu a fost prezent. Dar suntem curioși să aflăm câteva lucruri despre locul care a fost gazda acestui eveniment. Care este istoria acestui loc, de la începutul, dacă se poate și până prezent? La început, Bucovina a fost sub Imperiul Austro-Ungar, au adus aici vreo 20 de familii de polonezi și vreo 4 de ucraineni și practic ei au început exploatarea aici în mină. Cacica în polonă înseamnă rață, a fost un teren mlăștinos cu multe rațe sălbatice, iar polonezii au pus numele de Cacica. Toată mina a fost lucrată manual cu dalta și ciocanul de specialiștii mineri de polonezi și ucraineni. La 29 de metri este capela catolică Sfânta Varvara. Sfânta Varvara este ocrotitoarea minerilor. Apoi este o capelă mai mică ortodoxă, câteva sculpturi în sare. La 38 de metri este un lac artificial, unde pe marginea lacului se formează și cristale de sare. Iar la 41 de metri este sala de bal. Minerii făceau baluri, petreceri și la pensie. În dreapta galerie, jos la 75 de metri, este terenul de sport pentru cei ce vin la tratament, cei bolnavi de astm, aparat respirator. La început acolo a fost și depozitul de brânză, fiind temperatură constantă de 10 grade, brânza se păstra foarte bine aici la noi în mină. În continuare, jos la 90 de metri, extragem sarea, introducem apă în mină sub presiune, apa dizolvă masivul de sare, cu pompele scoatem saramura. Saramura o trimitem prin conducte la 3 km, acolo este fabrica de fierbere, evaporarea sării. Se scot aproape 50-60 de tone de sare extrafină la 8 ore. Specialiștii estimează că avem rezervă de sare aici pentru încă 500 de ani și exploatarea a început în 1791. Câte trepte au de coborât turiștii? 286 de trepte. Dus și întors sau? Dus și întors la fel 286. O să adun un pic. Cam câți turiști vă calcă pragul anual? În jur de 80-90 de mii de vizitatori. Acum cum se poate intra în mină, ținând cont că este pandemie? Avem program zilnic 9-17. Pe timpul verii se intră pe serii, când este aglomerație. Acum mai mult aglomerație, mai mult sâmbătă și duminica. Dar programul zilnic 9-17.